13 la a doua egal cu a la a doua plus b la a doua. 13 egal cu a la a doua, asta tot 69. Cu... 169. Nu, mama, ax și by, e 5a în loc de ax. Ai 5 x-ul. Ai, bine, bine, x-ul la 2. Deci x-ul este, dacă facem o paralelă minunat, x-ul este... Așa, avem 5. Sau invers, mi-ai luat. Sau cum vreți, x-ul este 5, ca să fie în corespondență. Și y-ul este 12. Și 12 la 2 plus 25, o spart 4 cu 25, fac 169. Asta e pata. Deci, 5a plus 12b e mai mic egal decât 5 la a doua plus 12 la a doua pe lângă a pătrat plus b pătrat. Adică asta de aici. Mm-hmm. Mai în particular, x-ul și y-ul sunt 5 și 12. Și zero, si mai mic egal decât... Și este adevărat că asta nu s-a făcut, și a tradus-o pe cea de sus în modelul de aici. Un caz particular. Și avem un. O să ne cam mulțumim, domn profesor. Am terminat. Eu îți jumate așa. Deci la două jumate, numărați câte ore sunt până aici? Nu știu, nu știu ceva. Deci A plus B, cât poate să leagă. A plus B spre A doua. Nu știu ceva. Mă întrajează, eu știu ceva. Nu știu ce vă miruna, A plus B supra 2, da. Asta e ultimul. A plus B supra 2. Mai mic egal decât radical din A pătrat plus B pătrat supra 2. A pătrat plus B pătrat. Supra 2. Nu se mai leagă, domn profesor. Totul supra 2 aici, da? Da. Radical adânc. Radical adânc. Da. Hai să vedem. Ducem la a doua. Se mai leagă, credeți? Sper că da. Deci face față. Eu zic așa. Ce să știu? Se leagă, da? Eu sper că se leagă. Deci vine A pătrat plus... Deci A plus B, avem că A plus B, totul pe 2, e mai mic egal decât radical adânc. A la 2 plus B la 2 pe 2. A la 2 plus B la 2, totul pe... 2. 2. Care să fie echivalent minunat cu... A plus B supra, 4, supra 2, totul la A doua. Eu am să scriu așa, minunat, sper să nu te superi. Să scriu așa, 1 pe 2 ori A, adică A pe 2, plus 1 pe 2 ori B. Deci 1 pe 2 ori A, plus 1 pe 2 ori B. Totul la pătrat, minunat, că și nici la pătrat. E mai mic egal decât A pătrat plus B pătrat, adică 1 pe 2 pe lângă asta. A, nu știu, iată. 1 pe 2, da. Deci 1 pe 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat. Și acolo este 1 pe 2 în factor comun? Așa e, iată. Dar hai să mai vedem dacă mă duc după formulă. Deci un x este 1 pe 2, un y este 1 pe 2 și am, în paranteză, 1 pe 2 la pătrat plus 1 pe 2 la pătrat. Deci știu așa, că ax plus by, ia scriu, ax plus by, totul la pătrat, ax plus by, mai mic egal, decât a pătrat plus b pătrat, a pătrat plus b pătrat, pe lângă x pătrat, plus y pătrat. Deci ax plus by, totul la pătrat, nimic, păi știu pe asta de aici. Da. Și în loc de x pun 1 pe 2 și în loc de y pun pe 2. Și a devine a 1 pe 2 ori a sau a 1 pe 2 plus b ori 1 pe 2 totul la pătrat mai mic egal decât a pătrat la lasă așa. X pătrat plus y pătrat mai întâi. Adică 1 pe 2 totul la pătrat. Adică asta. Da, da, da. Plus 1 pe 2, totul la pătrat. Și într-o paranteză, pe lângă a pătrat plus b pătrat. Echivalent cu a ori 1 pe 2 plus b ori 1 pe 2 ori 1 pe 2
totul la pătrat, mai mic egal decât 1 pe 4 plus 1 pe 4, că e 1 doime plus 1 pe 4. 2 pe 4. 2 pe 4 care face 1 pe 2. Avem a pătrat plus b pătrat. Este un act, este inegalitatea care se lucră. Este asta de aici. Adică, echivalent, dacă vreți. Extract radical din ambii membri. Asta cum s-a spus? Vine a pătrat plus b pătrat pe 2, nu? Da. Și vine a, a plus b. A plus b totul pe 2. A plus b totul pe 2, da. E mai mic egal decât radical la d din a pătrat plus b pătrat pe 2. Pe 2. Așa m-a dus la mine. Da? Și am demonstrat. Deci ce, ce puteți face? Ce să înțelege? Această inegalitate este sursa multor inegalități în care poate un gol, poate care se unii și unii, e ca gol. Așa? Da? Deci matematica se fie frumoasă. Ce să vă spun cu tot dragul, vă zic așa, că șanse foarte mari aveți, că există profundă și găsiți toate lecțiile. Cine crede că vine la mine la, ca o meditație, nu ar ce face. Deci nu se întâmplă, nu-i meditația clasică. Te filmează, tot este la vedere, ridic pe internet, văd toți cei care doresc. Miruna, sper că ai citit scrisoarea aceea. Da, am putea să mă aduc. Mă aduc luni. Da. Și vreau să o dai și la toți prietenii care sunt, pe care îi știi. Ca să vedem cum acel moldovean, văzând de 2 ani de zile când m-a descoperit, a reușit să facă, să ajungă la jos la faza. Da? Deci, asta se întâmplă. Nu încerca să veniți. Să veniți ca să fac eu, nu știu ce chestie, punctual. Punctual să fac eu partea întreagă, partea... Este partea întreagă fracționată. Este partea întreagă fracționată făcută pe internet de mine cât trebuie. Numai trebuie să nu știți, să vă duceți acolo, să vă gândiți, să acoperim golurile astea. Dragilor, nu se face matematica de sus în jos. Nu? Nu de sus în jos, de jos în sus. Unde sunt golurile imense. De acolo începem să înțelegem ceva. Altfel, nu pierd timpul, să înțelegem foarte bine, nu pierd timpul uzându-mă cu să aducă la aceeași numitor două fracții. Nu pierd timpul pentru că le-am făcut pe astea, dacă asta cinci am făcut de toate, așa, minuțios, mai mult de atâta nu veniți să vă pot ajuta, nu am cu ce. Nu pot să fac în clasa 11-a, 12-a, materia din clasa 5-a, începând la 4-a, tot, și vine să fac eu nu știu ce. Nu, nu e posibil. Este totul făcut, e treaba voastră ca să puteți, la ajunge să puteți înțelege cât e ceva la matematică. La clasă să vă simțiți bine. Faceți ca acel băiat care stătea până la ora 3 dimineața. Da? Lecțiile a luat și până a învățat și a ajuns olimpic. Dintr-un copil care nu știa nimic. Nu știa semnul algebrei. Corect. Așa nici nu știa. Nici știa. Da. Deci asta e povestea. Așa cum fac foarte mulți cei care dau peste mine, e drama mare că nu dau, nu știu. Dar e simplu. Am pus pe internet astăzi exact cum se poate ajunge. Da. Asta e pe Google, Prof Online. Se intră în pagina, se intră acolo, apare link-ul. Clic, ați văzut în pagina mea, din pagina aceea, vedeți exact. Pe clase, mă duceți. Video-matematica și intră aici. Pe clase și atunci ții. Unde te simți tu că ești vulnerabil, unde ai greutăți? Corect, dacă vreți. Pentru că dacă vă așteptați să veniți să vă fac lecția de zi pentru a doua zi dictându-vă, nu fac asta. Eu nu fac dictând, să dictez tema pentru a doua zi. Nu fac pentru că este făcut. Tot ce înseamnă noțiunile sunt foarte făcute, mai folosiți-le. Ce să vă spun? Sunteți oameni. Da, și să spunem că dacă v-ați fi propus asta, domnul profesor, în fața meditația clasică, până acum era unul foarte bogat. Și nu mai dovedeați. Eu trebuie să recunosc că toată lumea mă întreabă de ce nu face domnul profesor în particular și de ce face așa gratis, când ar putea să îmbogățească. Toată lumea îmi pune această întrebare. Nu înțeleg de ce. Pentru că, trebuie să spun, am un mesaj să-ți traduc, să ți-l transmit și tuturor celor care-i treaba asta.
Eu am făcut foarte, foarte multe meditații când eram la Paris. Când erai profesor. Dar mă sufocau, pur și simplu. Clasică, meditația clasică. Clasică, da. Acea meditație clasică unde veneau, nu vă mint, până la 12 la grupă. Deci 12 ori, dar nu făceam cu 2-3. 12. Dar nu că făceam 12 dintr-un capriciu. Nu mai aveam spațiu. Încât ultima meditație care o făceam era de la ora sâmbătă seara la ora 9 la 11. Și nu pentru că era slab cum după bani. Nici vorbă. La grupele mele veneau oameni care plăteau și care nu plăteau. Pentru că nu puteam să cred un lucru. Când era vroia și nu avea bani și știam sigur nu are bani, atunci vină acolo și ca să nu-l pun într-o lumină proastă, să simte el în față celălalt, se spuneau așa. Tuturor, ăsta, ăsta și ăsta au plătit de așa. Corect. Încă mi-au dat părinții bani, nu-i treaba voastră. Corect. Ei îmi puneau, de fiecare dată la întâlnire, îmi puneau bani într-un plic. Uh-huh. Acolo. La fiecare ședință. Ei bine, sesizând un lucru pe care vreau să fiu mărturisesc, sesizând bătaie de joc la care erau supus și ei nu înțelegeau nimic. Și fiindcă eu am avut din clasa mea pe generele meu, nu știam că va fi generalul meu. Am lucrat cu acest copil dus aproape de valoarea unui geniu. Am lucrat cu el imens de mult. Fiind în grupă și cu fiica mea, făceau echipă. Și am spus, el, dacă n-ar fi avut șansa întâlnirii cu mine, așa cum spunea, zice, aș fi târâș și eu niște ciubote prin petrol. La vremea aceea. Și atunci am spus, sunt foarte, foarte mulți copii valoroși care sunt, cum să spun, lăsați deoparte, cu valori, cu calitate, cu un intelect foarte puternic și nu sunt descoperiți și valorificați. Exact ca un antrenor. Ideea filmării mi-a venit îndată, adică da, mi-a venit la 20 ceva de ani, 25 de ani, pentru că am spus așa, eu sunt prezent pentru cei care am la meditație sau la clasă. Dar cei care nu știu, nu sunt, nu îi văd, îi vedem, vedeam cu ochii minții, dar nu ajungeam la ei. Și de aceea... Și atunci ați renunțat la partea materială, deci haideți să recunoaștem, da? Că ați fi putut să nu renunțați. Tu știi foarte bine, eu stau într-un apartament cu două camere. Exact, da? N-aveți nici pensii când nenorociți ăștia v-au făcut ce v-au făcut. Așa este. Așa, încă, și mai aveți până la pensie. Și faceți asta gratuit, doar din dragoste pentru matematică și pentru copiii care au potențial. Un efort maxim. Așa, și cine vrea să aprecieze, să aprecieze, cine nu... Și de-aia vă spun, după tot efortul ăsta care îl fac bine, și l-am făcut de 5 ani de când fac efortul continuu, nu pot să mă mai întorc în cap internetul cu 2 plus 3, cu nu știu ce, cu semnul algebrei, cu nu știu ce. Le-am făcut, sunt făcute. Fraților, luați-le. Dacă vreți să învățați matematică, pentru că este foarte greu pentru domnul profesor. Adică eu vă înțeleg foarte bine. Este foarte, dar am zis toată lumea, am zis, domnule, eu vreau particular cu domnul profesor. Cum explică dumnealui, nu explică nimeni. Da? Și eu aș vrea în particular că ar câștiga și bani. Ei nu înțeleg aici, am înțeleg. Deci eu am explicat, domnul profesor face pentru toată lumea, nu mai pentru 1, 2, 3, 5. Asta. Eu nu pot, să mai vorbesc exact. Pentru un grup restrâns. Exact. Nu mă pot surprinde în situația în care am 4, 5, 6 exact. Copii și acolo de vorbesc putere, și nu trebuie să filmez. Fără să filmez, nu. Că pentru că s-ar putea ca în momentul acela să am niște momente de inspirație deosebită. Credeți-mă, este an de creație. Nu vorbesc vorbe mari. Nu spun vorbe mari, ci e momentul acela în care eu parcă fac legătura cu Bunul Dumnezeu. Sunt transpus, nu mai sunt eu. Și de aceea și rezist la ora asta, la două. Exact. Și jumătate stau în picioare pe la ora asta. Și eu n-am obosit. Și au avut copii mici, mari, de clasa întâi. Cu care am făcut niște, am înțeles, spectaculos. Da. Vedeți filmele. Da. Și copiii de clasa 0 și copiii de clasa... A treia. A treia, mă duce. Coboară la... La orice nivel, pentru că aici este frumusețea. Știința și dragostea te-a coborât până la nivelul copilului acela care are nevoie de tine. Și poți să zgânciurești la mintea lui exact. Acolo și să-i pui rochițile la mișcare. Este un spectacol. Da, vedeți, numai așa matematica îi plăce. Da. Așa, dar, dragii mei, înțelegeți că eu fac ce fac, munca e a voastră,
aveți pe ce, nu vă confundați cu meditatorul clasic, ăsta care vine și îți facă și tema, dictează lecția pentru a vă tu scrii ce spun el, ai făcut, ai tema și cumperi nota. Nu, nu fac asta, nu pot. N-am făcut-o niciodată și nu pot să o fac. Corect. Să faci un bine de la da? Formulele de calcul de rezultat. Deci, formule. De calcul de rezultat. Inegalități, am pus acolo, sau în altă știință. De calcul de rezultat. Binomul la pătrat maximul 3 maximul minim, am făcut mai maxim, dar și mai minim. Minim am făcut, da. Maximul minimul unei expresii patru egalități inegalități. Da? Egalități, patru și inegalități. Aplicați. Cine vrea, da? Și aplicați acolo. Adi, intră în rol. La revedere, vă mulțumim că l-ați primit pe microfon și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați la aici. Să nu uiți pe aici, deci nu aici de când ne-am tot acolo. 9 jumate, ajungem și aici. Da, ajungem și la aici. La revedere. La revedere, dragilor, pe curând.